Prințișorul răsfățat. A fost odată un împărat care nu avea decât un fiu. Îi era drag precum ochii din cap, astfel că îi îndeplinea toate cererile, oricât de grele ar fi fost ele. Dacă prințișorul îi cerea ceva de cu seară, pe a doua zi dimineața acel lucru îi se îndeplinea. Obișnuit ca tatăl său să-i îndeplinească mereu hatârul, prințișorul se duse într-o zi și îi spuse că dorește să atingă luna de pe cer. Dar nu este posibil, îi spuse împăratul. Dar, tată, nu vreau de tot, vreau doar să pun mâna pe ea, spuse prințișorul. Nu ai cum să ajungi la ea, e foarte sus, la fel ca soarele, stelele sau norii. Tatăl său încercă să-l convingă că acest lucru e cu neputință, dar în cele din urmă cedă. Se gândi cum ar putea izbuti să-i îndeplinească dorința, așa că dădu sfoară în țară, că oricine va reuși să construiască un turn care să ajungă până la cer, va fi ridicat în rang și va primi daruri alese. Într-un final, un tâmplar curajos se înfățișă înaintea lui și spuse că va încerca să facă un turn din cutii mari. Munci omul ce munci și când fu aproape pe terminate, numai ce se trezi cu prințișorul nerăbdător, care dori să se urce de grabă ca să atingă luna. Nu reuși să-l convingă că turnul nu e destul de înalt, așa că îl lăsă în pace. Prințișorul cel răsfățat se cățără până pe ultima cutie, iar odată ajuns acolo, realiză că turnul nu e atât de înalt. Dădu din picioare și începu să țipe la tatăl său și la tâmplar până ce se dezechilibră și căzu. Astfel, află pe propria sa piele că sunt unele lucruri pe care nici măcar un fiu de împărat nu le poate avea.